Cel mai mare salariu înregistrat în acte anul trecut în Dolj a fost de nici mai mult, nici mai puțin de 16 miliarde de lei vechi. Asta înseamnă că într-o lună persoana respectivă a câștigat 139.646 de lei, adică echivalentul unui apartament. Cel mai mare venit realizat pentru anul 2014 a fost din salarii în sumă de 1,67 milioane lei din domeniul intermedieri financiare. Dacă pe primele două locuri avem venituri din salariu din domeniul intermedieri financiare, mai avem venituri mari din salarii în top 10, din domeniile vânzări, produse farmaceutice, comerț cu cereale, fabricarea motoarelor, generatorilor și transformatoarelor electrice, comerț cu echipament de telecomunicații. Cât privește veniturile obținute din activități independente, în top se află executorii judecătorești. Primul venit sau cel mai mare venit obținut este de 1,43 de milioane, domeniu executor judecătoresc. Prin urmare, și acest sector a avut o creștere economică în anul 2015, în 2014 față de anii anteriori, pentru că și în top 10, locul 2 este ocupat tot de un executor judecătoresc. În acest top 10 stau bine și avocații, practicieni în insolvență, care au câștigat tot mai mult în ultima perioadă, după ce numărul societăților care au intrat în insolvență a crescut. De aici nu lipsesc nici notarii, care ocupă 3 locuri din primele 10 poziții ale ierarhiei.